Ia-ți, o cunosc, a? Nu înțeleg de ce ai insistat să ne întâlnim, domnișoară. E beată muci pe caldărâm. Tu ești bucățica? Ți-am zis că ești bucățica. Cât? 1000 de euro. Am pe cine să spun și nu vreau să mor. Da, a avut un accident. Și toate astea se întâmplă. Mama nu e acasă. Unde te-ai ars, mă? La Corazon, baby. Am dat lovitura. Vreau să ne vedem ca să-ți dau datorile pe care le-am la tine. Uite. Ești ok? Și dacă ți-a spune că... Că vrei să ne vedem cu Victor să sărbătorim? Nu, nu, nu asta. De fapt, nici nu contează. Ba, contează. Orice contează. Tu ești partenerul ideal. Pentru muzică. Mirona, eu sunt un băiat care pune foarte mult suflet în ce face, dar nu sunt atât de bun precum crezi tu. Ce prostii tu-ți vorbești acolo? Ascultă, am un prieten foarte bun. De fapt, un amic care e foarte tare în muzică. A studiat la Berkeley, acum e compozitor, orchestrator, pianist, toboșar, producător și impresar. Și e român? Mm-hmm. Cine nu-l cunoaște pe Mickey Goga? Îl cunoști pe Mickey Goga? Nu pot să cred! Da. Zic eu, dacă ne primește Mickey la el, în câteva luni suntem cei mai tari din România. Nu pot să cred! Mama nu e acasă. Când mama nu e acasă. O altă lume se deschide în fața mea. Cad lanțuri, frâng bariere. Las foc în urma mea. Și strig în depărtare. Cine ar fi, ne vom distra. Vreau să leg prietenii. Nu mai am timp de prostii. Dau culoare vieții mele. S-ar fi fac până la cer. Nu îmi pasă de probleme. Eu dau fac din cartiere. Deci, ce zici? Senzație. Pe bune, ești foarte tare. Asta e piesa ta, nu? Da. Și Radu ce treabă are în toate combinația asta? Cum adică ce treabă are? Cu el am compus piesa, cu el am făcut tot. Opa, e tata. Da, boss? Nu mai țipa așa, ce s-a întâmplat? Ce-a pățit bunii? Cum adică o să pățească? Tată, ce s-a întâmplat? Mi-a închis telefonul. Ce? Trebuie să ajung acasă. Nu știu ce s-a întâmplat exact. Tata era extrem de turbat, n-am mai zis așa. Vin să ajung acasă. Cred că pățit ceva bunii. Ce? Am vorbit cu Mickey. Ne vedem cu el. Abia așteaptă. Super. Cine e Mickey? Chemați un taxi, vă rog. Acum! Da. Și cine e Mickey ăsta, mă? Mickey Goga, frate. Mickey Goga, ăla de la TV? Da. Dar să știi că nu e deloc infatuat tipul. A fost fratele meu într-o vreme, el a mai fost și pe afară, cred. Dar să știi că s-a bucurat când l-a sunat. Oprește-și, domnule, întoarce-te, te rog. Nu pot, sunt mașini marcate. Întoarce-te, te rog eu frumos, e țiganca aia care... Oprește aici, tu înțelegi? Oprește, domnule, n-auzi. Oprește aici.
Alo. Mama, n-am pățit mă nimic, ascultă-mă. Unde ești? Ok, pleacă acum de acolo. Vino acasă în secunda asta, ai înțeles? Deci fii atentă. Dacă m-ai mințit, te calc pe cap, ai înțeles? Te omor. Hai, pa! Aoleo. Nu se poate. Nu se poate. Ai stai un trucaj. Sigur, mamă, soacră. Știi cum e? E ca palma lui Băsescu. Aoleo, e milaș. Ah, dragul mami. Viața asta e așa de schimbată că nu mai știu nica. Cum să facă fetița noastră așa ceva? Că e fată de oameni gospodari. Eu sunt sigur că nu e fake. Păi dacă șma ta faci glumi cu mini într-un moment așa de grav, eu plec de grab la Botșani și vă las să vă spălați pe cap cu toate șelii. Mamă, soacră. Ma, t-ai uitat limba română? Ai uitat că limba noastră e o comoară? Eu nu te înțeleg. Păi poate că e un malantandiu, dar nici să-ți va joc de mini. Nu, eu simt că nebunesc. Nu, nebunesc eu. Nu vorbeam de fetița noastră? Da. Da? Da. De chestiuni gravisimi? Așa. Și ma ta, ce îmi spui? Că îmi spui că faci suc de șela din la aparat, din legume și fructii? Am zis fake, nu shake. Adică, hai, las-o, bine. Păi și fake? Adică nu, adică nu e un fals, e adevărat. Asta zic, nu suc. Pardon, je suis mauvais. Ah, mauvais, bovine, eu sunt bou, nu? Zi! Ai venit? Din cauza ta nișertă în cachiorii. Dar ce sunteți, la cursul de limbi străine? Lasă-mă, Pașii! Aoleu, aveți un talent să aruncați în derizoriu problemele din familia asta? Bine că vă arde de glume vouă. Am tolerat multe în familia asta. V-ați aia în capul meu care cum ați vrut, când ați vrut, m-ați luat de prost. Te zic o dată. Dar nu vrei să spui dumneata dacă ești mai deșteaptă? E, să scot eu castanele? Nu pot, mereu, am palpitații. Dacă ai palpitații, lasă-mă să termin o dată. Miruna. Da, tată, văd că bunii foarte bine. S-a întâmplat ceva în Elveția? Nu, Elveția e foarte bine, mulțumesc. Francul elvețian a crescut în ultimele 3 zile. Tu însă ai scăzut în ochii mei definitiv și irevocabil. Asta știam deja. Ceva nou program sau am venit degeaba? Poftim. Faci asta mai din mult? Da, de la grupa mică. Cât timp lucrurile s-au desfășurat în casa mea a fost în regulă? Să afle toată lumea de promiscuitatea în care trăiești? Toată lumea? Da, fetiță. Mi-a crăpat obrazul din rușine când am văzut și faci pe Facebook. Spataia voastră de joc? Foarte bine. De când are ea Facebook? De o săptămână. Și ce s-a întâmplat pe Facebook? Că sunt foarte curioasă. Stai că vezi imediat. Stai că Moldovean că și-a pus parolă. Zi, domne, parola. E secret. Nu zici? Nu. A, e anul nașterii. 1925. 1952, obraznicului. Asta am spus. Ia-te. Așa, ce? Nu ți-i rușine să bei până cazi pe jos. Doamne, Maica Precistă, de-aia duci ma ta bețivani în casă? Că ești ca dânsii. Stai, deci tu aduci bețivii în casă? Eu de ce nu știu asta? Am puțină treabă. Să stai acolo că avem de discutat după. Și tu hai, că avem de vorbit. Știi de ce nu știi tu niciodată nimic despre mine? Pentru că vorbești non-stop la telefon. Ia. 0743-462-5. Și? Nu te întreb cine e femeia asta, că e clar cine e. Ai vorbit odată cu ea 6 ore, când ai fost la Lucerna. Vrei să afle mama și să se ducă dracului familia noastră? Miruna,
Femeia asta este una dintre directoarele mele cu care lucrez. Sunt probleme la bancă, da? Astea sunt dovezi, astea sunt prostii. Nici tu nu ai nicio dovadă că eu, în poza asta, sunt beată. Ba da, eu am. Pentru că Emma a venit la mine și m-a șantajat și deși i-am dat 1000 de euro, tot a pus pe Facebook. Și am dat și like și share. Tata, tu vorbești serios? Am vrut să șterg, dar nu m-am priceput, da. Incredibil, foarte tare. Ești cel mai tare, tata. Să ai încredere în Emma, că Emma este fetița ta în care ar trebui să ai încredere. Foarte bine, genial. Și știi ceva? Să nu te mai dat cu rahaturi din alea, că voi copiii mei ar trebui să... Lasă-mă! Pe bune, m-am săturat de bullshit-urile astea. Eu, începând de astăzi, încep o campanie împotriva tocurilor de 12. Să mă dea în judecată Valentino dacă e tare. Alo, unde ești, mama? Ți-am zis să fii acasă. Mama, poate să vândă mașini și fără tine. Arde, tu nu înțelegi că arde, vino dracu acasă. Mama, vino acum, punct. Hai, pa! Apoi 25 de ani și nu mai ești. Și după aceea iarăși ești. Frumosule, ție-ți place să dansezi cu moarte?